Spuneți-ne, vă rog, de câte zile ați fost în spital? De sâmbătă la 11 până azi, acum la ora asta. Și acum unde mergeți? La medicul legist. Dar am înțeles că aveți probleme, sângerați în continuare. Da, bine, sângerez, am și spus la doctor cum mai sângerez, dar mi-a dat un tratament acasă, că din nou sângerez, oricum sângerez. Ce veți face mai departe? Merg în continuare, îl dau în judecată, mai merg la controle. Mergeți și la Timișoara? Da, și la Timișoara o să merg. La medicul legist ați fost? Nu, acum merg, acum, după ce. Avocatul celui care v-a atacat spune că de fapt l-ați provocat pe clientul lui, e adevărat? Dacă spune dânsul, poate dânsul l-a atacat, eu nu. Se vede destul de clar pe caseta din local. Am marturul, barmanul, tot ce s-a întâmplat, discuții, că nu s-a discutat altceva decât treburi din astea, de ce dau eu declarație și ce... L-ați provocat în vreun fel? Nu l-am provocat deloc. L-ați jignit cumva? Nu l-am jignit deloc. Le-am și mulțumit pe o cale, că el mi-a fost o dată un patron. Și el cumva a povestit că chestia cu asociația, că de ce nu e din asociație, că nu merg cu sătenii, că de ce nu sunt cu sătenii. Asta au fost discuții, nu a fost altceva. Și cu chestia, problema cum că m-a ajutat în privință că a fost o dată primul meu patron acolo în stația, a fost o dată patron și l-a pus pe el bătrân paznic, am lucrat și eu și i-am zis, mulțumesc frumos, știu cum m-a ajutat, n-am zis nimic, nu știu. Asta în legătură că nu-s cu ei, nu știu. Da, da. Și i-am spus, mă, nu merg, că nu știu ce. Prima dată a zis că vii și la mine, îți dau și eu, și eu îți dădeam bani, îți dau bani pe animalele care le dețin, de exemplu. Păi eu zic, omule, nu pot, eu am servici, am muierea, copiii sunt la școală, maică mea bolnavă, eu nu vin să curăț pe izlaz cu, nu știu ce, pe unde îmi dai tu teren sau nu știu ce. Și cred că faptul ăsta l-a deranjat, că nu vreau, că nu m-a prins asociație și o zic, la că îți dau eu asociație. El totuși susține că l-ați provocat. Dar cum să-l provoc în sensul că m-o și chema să mă servească cu o bere, am fost, m-o servi berea, că să mă aibă să intre în discuții cu mine, nu știu ce, înainte de a mă lovi. Și deci prima dată v-a chemat la o bere? M-a chemat la o bere, într-adevăr. M-a chemat la o bere, m-a dus, am asociat frumos acolo. A început el discuția așa cu asociația, cu cum că nu mă agrează satul, nu știu ce, nu știu cum. Și l-a pus pe unul să-mi dicteze mie, nu știu ce, că să-mi spună, expris el mai în detaliat sau nu știu ce, că na. Nu știu cum. I-a spus, și la lui, băiatul ăla, i-a spus, domnule, fiecare face ce vrie, merge în asociație, fiecare vede de treburile lui. Da, eu am treburile mele, nu pot să mă iau după unul și pe altul, ce ziceam. Și acolo l-a deranjat faptul că imediat m-a zis, hai, dispari, ia-ți bearea și dispari. Știe și patronul de la restaurant, barmanul, acolo, cum a zis, ia-ți bearea și dispari. Între timp se vede pe secvența de la casetă, cum am dus, mi-a luat o bere. M-a zis, chiar așa am spus. Atunci, ca și chestie m-a mai chemat aici, m-ai chemat, că să mă mâini înapoi. Hai că plec, că nu-i nicio problemă. Dar mă duc să-ți dau berea înapoi, să nu cumva să-mi spui că m-ai dat și o bere. M-am dus, am luat berea, să vede cum iau berea, o pun pe pult acolo la barman să-i o ducă dânsului. Și barmanul într-adevăr zice, bă, lasă că eu dau mai târziu. Discuțiile astea. Că după aceea, între timp, se ridică, îl mână pe barman să-i aducă o ciorbă de burtă, ca să nu fie, să nu fie de față. Într-adevăr, m-am și dat seama că o să vină la mine și într-adevăr și barmanul mi-a spus după aceea că mi-am dat și eu seama că se ridică la tine, dar n-aș fi crezut că dă-n tine. Eu și-a spus barmanul, băi, primare, păi tu nu ești primar. Nu ești primar. Așa sunt cuvintele toate care s-au în discuții și în faza cum s-au derulat. Spuneți-mi ce faceți împreună cu... Am venit să îl duc până la medicul legist, să-și ia certificat medicul legal, să văd ce zice doctorul în cazul că necesită operație, am înțeles că operația estetică, va trebui să merg la Timișoara, să vedem un chirurg estetician dacă se pună oasele la loc de la nas. Aveți de gând să lăsați lucrurile astea așa? Noi nu, cât putem să ne luptăm cu birocrația asta, o să ne luptăm și mergem până la capăt. Să se facă dreptate până la urmă și în privința lui omul ăsta mărât. Da, uitați, aici se ved fisurile de la baza nasului aici, lângă ochi și cu multiple fracturi. Și în pomețul brazului. Și în pomețul brazului. Și au avut cheaguri de sânge, că i-au băgat niște tuburi pe nas ca să-i țină nasul. Deja s-a fost aplecat nasul, i-a plecat nasul în jos. Nu mai putea, nu s-a mai scurs sângele, că de-aia mă gândesc că și curge de 4 zile sânge din nască. A fost strâns prin oasele capului.